Ne-am întors în direct cu invitatul jurnalului. Alături de mine se află doamna Mihaela Murariu, șef serviciu proiecte la Biblioteca Județeană Gheorghe Asache din Iași. Bună seara și bine ați revenit la noi! Bună seara, bine v-am regăsit și la mulți ani! La mulți ani și să avem un an bun și cu proiecte frumoase. Deja vedem câtă muncă este acolo la Biblioteca Județeană, pentru că suntem informați de activitățile pe care deja le derulați. Aveți noutăți, aveți proiecte frumoase și vreau să afle și ieșenii despre ele. Păi ar trebui să începem cu activitățile care au început pe 15 ianuarie, când bineînțeles am celebrat pe Mihai Eminescu. A trecut unirea, acum așteptăm ziua mondială a cititului cu voce tare, o sărbătoare care este marcată anual în peste 100 de țări. Și la Iași? Și la Iași este pentru al patrulea an când Biblioteca Județeană marchează această zi prin sesiuni de lecturi publice. Vom avea invitată, de exemplu, actrița Ana Heghi, care va citi împreună cu copiii la Căminul de Bătrâni Sfânta Cuvioasă Paraschiva din Copou, iar la sediul central vom avea sesiuni de lectură pentru cei mici de grădiniță cu studenți de la actori, tineri actori de la Școala de Teatru Profes Art din Iași. Foarte interesant, iată un actor din Iași, un actor care este foarte apreciat de cei care merg la teatru și interesant, cred că și pentru copii, atractiv de altfel. Da, și anul trecut a fost extraordinar de bine primit acest proiect. În urma lui am continuat pe perioada verii, pe toată vacanța, am avut acel proiect Bucuriile Lecturii, în care tineri și animatori, deci sesiunea era formată dintr-un cititor și un animator, făceau de două ori pe săptămână lecturi cu voce tare. Acum, făcând o glumă, cine se gândea că în spatele unei biblioteci atât de mari, atât de frumoase, o bibliotecă județeană, se ascund, cu ghilimelele de rigoare, atât de multe proiecte frumoase, atât pentru copii, cât și pentru adulți? Da, avem un departament de programe culturale creative, să spunem. Mereu facem sesiuni de brainstorming în care încercăm să punem la un loc informații primite și din feedback-ul publicului, pentru că foarte multe dintre ele se nasc la cererea publicului nostru. Așa s-au născut proiectele pentru adulți, pentru că cele pentru copii este clar că ei au fost întotdeauna favorizați de biblioteca noastră. Ce doriți să duci prin aceste proiecte să faceți? Cumva, pe de o parte, îi atrageți pe ieșeni, pe cei care sunt fanii cititului la bibliotecă. Pe de altă parte, care ar fi scopul? Toate proiectele au în spate, de fapt, este o, să spunem, o chestie de marketing prin care încercăm să-i atragem într-un proiect, să descoperi biblioteca. Astfel că toate proiectele noastre sunt legate de carte și ceva. Cerneală și celuloid. Să luăm exemplu care este proiectul care se desfășoară din două în două săptămâni la filiala Ion Creagă, unde beneficiem de o adevărată sală de cinema, dacă vreți, cu un videoproiector format Full HD, cu un sunet deosebit, surround, în care odată la două săptămâni facem o proiecție care are în spate o carte, evident. Ultima a fost O scrisoare pierdută. Proiecția a fost cea din 1953. De fapt, este primul film făcut după prima ecranizare a O scrisoare pierdută a lui Caragiale. Haideți să invităm și telespectatorii să intre în legătură telefonică directă cu noi. Poate au întrebări, poate au curiozități. 0232257257 este numărul nostru. Dacă aveți întrebări, noi suntem aici și răspundem. Sunt tare curioasă să văd ce întrebări au pentru dumneavoastră, mai ales că sunt așa de multe proiecte, dar vreau să abordăm și proiectul care tot săptămâna aceasta a fost lansat, cel pentru elevi în care ei vor învăța să devină salvatori. Biblioteca de prim ajutor nu a fost săptămâna trecută lansat, este lansat din luna octombrie, este prima ediție, să spunem, este o inițiativă a Bibliotecii Județene Gheorghe Asache. Ca și precedentul, care a pornit tot în inițiativa Bibliotecii Biblioșcoala de Pietoni, cea în care încercam să introducem o atitudine preventivă elevilor în partea de circulație rutieră, concomitent cu asigurarea primului ajutor în cazul unui accident. Iată, de aici a pornit această idee pe care o punem în practică cu Serviciul Voluntar de Ambulanță Iași, Ambulanța Life, deschiși, bineînțeles, ca de obicei, la proiectele bibliotecii.
De două ori pe lună la filiala Ion Creangă, pentru că scena noastră a bibliotecii s-a mutat acolo de ceva timp. Este un spațiu generos în care încap suficient public și sunt sesiuni interactive prin care încercăm să le inducem o importanță a atitudinii preventive în cazul unei dezastre, unor dezastre. Dezastru poate fi orice, nu ne gândim neapărat la un tsunami, ne putem gândi în cazul unui cutremur, a unui incendiu sau, eu știu, în cazul în care vedem viața noastră este pusă în pericol sau a cuiva drag sau a cuiva în mediul public. Nu neapărat trebuie să fie ceva legat de noi personal. Învață cum să dea primul ajutor, ce înseamnă cum să depisteze dacă o persoană, să-și dea seama dacă face un infarct, cum să apeleze 112 și mai ales când să nu apeleze 112, pentru că facem abuz uneori și de acest lucru. Și accidentele casnice în general. Care sunt și astea în mod frecvent. Ce facem dacă ne frigem, dacă, eu știu, ne curentăm sau chestii de genul ăsta. Foarte interesant. Cum au răspuns liceele la care v-ați adresat? Ca de obicei, nu, probabil că nu vor fi suficiente două sesiuni pe lună. Noi primim în continuare solicitări. Am înțeles că Serviciul Voluntar de Ambulanță a dublat într-un fel ședințele și merg și în școli și fac asemenea sesiuni de instruire. Proiectul va intra în vacanță, probabil odată cu venirea vacanței de vară, dar cu siguranță va continua din luna octombrie. Pentru... El este organizat pe categorii de vârstă, din păcate, așa că n-aș putea să spunem că, de exemplu, ieri am avut clasa 5-a de la școala Mârzescu, luni vom avea clasa 9-a de la liceul de transporturi, care sunt în proximitatea filialei Ion Creangă. Bănesc că dacă e atât de mare succesul, vă veți extinde și pentru licee mai... Fără discuție. E foarte interesant ceea ce se întâmplă și mai ales că veniți cu chestiuni foarte utile. Cine se gândea că o bibliotecă s-ar putea asocia cu serviciul de ambulanță să vină cu sfaturi pentru elevi? Dar în spate, cum spuneați, este o carte. Este o carte, întotdeauna este o carte și revenim la cărți. Da, noi oferim... Până la urmă, scopul principal al unei biblioteci publice și dacă ne luăm chiar de la articolul din lege, este de a asigura accesul la informație tuturor membrilor comunității pe raza căruia se desfășoară activitatea. Dar informația asta nu spune nimeni că trebuie să fie neapărat în format tipărit. Ceea ce oferim noi prin proiectul Biblioteca de Prim Ajutor sunt informații, de fapt, dar sub altă formă, livrată sub altă formă. Par exemplu, prin voluntarii Serviciul Voluntar de Ambulanță. Este o informație. O informație foarte binevenită. Care îți poate salva viața. Și exact. Da, fiecare sesiune, de altfel, ne-am gândit noi să-i motivăm într-un fel, se finalizează cu primirea unui permis de salvator, între ghilimele, care pe verso conține câteva informații esențiale pentru potențiale accidente. Foarte interesant. Haideți să vedem ce spun și telespectatori. Avem un telespectator care așteaptă să intre în legătură telefonică directă cu noi. Bună seara! Să rămână doamna Flori, să rămână invitate dumneavoastră. Totul e la ce văd, ce văd, ce aud, e la superlativ. Acum, vă rog să-mi permiteți să adaug și eu la acest superlativ, pe lângă un alt superlativ, ceva în premier. Ascultați aici, azi am fost telespectator la emisiunea dumneavoastră, doamna Flori, e Școala Sub Sănătate, dar am fost doar atât telespectator. Așa. Uitați ce mi-a debitat mintea de azi când am văzut emisiunea. Și acum, dacă doamna invitată, dacă vă invitați în proiectul nostru pentru sănătatea semenilor noștri, eu am o propunere foarte, foarte. E hazlie, adică e rușinoasă, dar e sănătoasă. De exemplu, e o intuiție, nu, că o ipoteză. Eu am, nu gripă, o viroză mai puternică. Și trebuie să ajung să, din cartierul de la, nu știu, unde eu chiar străbat orașul. Și când străbat orașul, aglomerația e la superlativ, așa acolo, așa. Eu ce să fac?
dați-mi aveți idei. Eu trebuie să-mi pun o mască. Deci toți cei care se știu răciți sau gripați, așa cu virus sau cu gripă, să-și pun o mască. Au să râd de aia din jurul lui, dar sunt protejați cei din jur. Pentru că în momentul când apare strălutul, nu-l poți planifica. Mai stai pe zână. Și până scoți șervețelul din buzoană, explozia cu virus s-a produs. Deci fapt e consumat. Sau dacă pun mâna și pun mâna pe bară, nu. Deci asta e soluția. Să, chiar dacă aș sta cu șervețelul în mână, n-am timp să-l desfășor, că explozia nu este involuntară. Nu depinde de noi, depinde de forța virusilor. Deci toți cei care se simt, se știu răciți, puțin, mediu sau grav, o să mască de la farmacie, cum se râde pe ATM. Și o să râde, ei râd, dar râd de ei că sunt protejați. Este simplu. Eu am înțeles ideea și ca să o completez, aș adăuga următorul lucru. Eventual să aibă și o carte în mână în mijlocul de transport, ca să fim în subiectul din această seară, din această ediție. Să știți că la Cluj s-a reușit. A fost un proiect foarte drăguț, nu știu dacă mai are loc și acum. Se putea circula pe mijloace de transport în comun, gratuit, duminica, doar duminica, dacă aveai o carte în mână, dacă citeai, bineînțeles. Cum era vorba aia, nu agăța cartea în cui, nu? Da. De ce mai bine iau în mână și... Și la noi să fac tot felul de lucruri frumoase, cum e tramvaiul lecturii, inițiative sunt, dar biblioteca publică e biblioteca publică. Mai discutăm de proiectele pe care le desfășurați. Spuneați de proiectul Cerneală și Celuloid. Da. Deja ieri a fost o activitate din cadrul programului. Știu că la 1 februarie însă organizați cu totul și cu totul deosebit, o activitate mult mai deosebită. Pe 1 februarie ne vom axa pe ziua cititului împreună, dar nu-l vom uita pe Caragiale, al cărui naștere se împlinesc 166 de ani și este data exactă, dacă până acum se oscila între 1 și 13 februarie, chiar 30 ianuarie, între timp a fost găsit certificatul de naștere și este clar, 1 februarie este ziua de naștere a lui Ion Caragiale. Vom avea un club clepsidra în care vom invita un cadru universitar și va vorbi despre activitatea politică a lui, să spunem, mesajul propagandistic care apare în literatura lui Caragiale și vom avea câteva scenete din Caragiale cu aceiași studenți inimoși de la Școala de Teatru Profes Art, cărora le mulțumim din suflet, pentru că își fac timp întotdeauna și niciodată nu au refuzat sau nu, și-au făcut timp întotdeauna pentru a veni la programul bibliotecii. Pentru că trebuie să vă spunem că în jur de 70 de activități care au avut loc anul trecut au fost făcute, au fost realizate exclusiv prin meritul voluntarilor. Practic, prin acest proiect, ce vreți să faceți? Cerneală și celuloid? Spuneați că poate e cititul... Este un proiect care își propune să tragă o paralelă între filme și cărțile care le-au inspirat. Și, bineînțeles, concluzia, dacă ai citit cartea, cât de reușit ți s-a părut filmul. N-am avut o scrisoare pierdută, urmează Oliver Twist de Charles Dickens și în preajma Dragobetelui vom avea Romeo și Julieta, bineînțeles. Cred că trebuie mediatiza cât mai mult. Le vom mediatiza în timp util. Pagina noastră de Facebook este destul de vizibilă, iar dacă nu folosiți Facebook, pagina bibliotecii www.bjiaj.ro. Toate programele sunt anunțate în timp util. Dacă ar fi să facem un clasament pentru anul trecut, ce proiecte au fost de succes sau care au avut un impact foarte, foarte bun asupra populației? Bănesc că le-ați reluat în 2018. Proiectele noastre sunt aceleași proiecte până la urmă, doar că activitățile se schimbă din proiect. Nu vom repeta aceleași teme, dar dacă le luăm după categorii de vârstă, ar trebui să discutăm, pentru că noi avem proiecte pentru toate categoriile de vârstă. Neașteptat de bine merg proiectele pentru adulți din timpul verii. Este o categorie de vârstă pe care noi foarte greu aducem la bibliotecă, pentru că ei au fost cititori, acum își aduc copiii la bibliotecă, dar ei mai puțin frecventează. Probabil că o să revină, este și firesc, deși am grânat în viața socială și profesională și ajungi seara târziu acasă, e destul de greu să mai ajungi la bibliotecă. Este lăudabil faptul că își aduc copiii și majoritatea spun că aici mi-am petrecut tinerețea, aici, de aici mi-am luat cărțile și
Sunt acele cursuri ateliere de dezvoltare personală care prind foarte bine la adulți. Noi am făcut cursuri de ateliere de dezvoltare personală pentru copii prin teatru. Am avut chiar două ateliere de teatru, unul în Biblioteatru și sus Cortina, care a mers extraordinar de bine. Le vom continua cu siguranță. Și în orice caz, orice atelier în care sunt implicați copii. Am avut profesorul Străsnit, ateliere de chimie prin, să spunem, simple formule, nu dădeam foc la bibliotecă, cu apă colorată, cu tot felul de ce se întâmplă dacă pui lămâie într-o anumită substanță. Teatru de marionete, asta mă refer la partea de copii. Pentru adulți am avut anul trecut, anul ăsta deocamdată nu avem voluntari, cursul de engleză pentru seniori. Noi l-am făcut în fiecare an, nu ajung locurile de obicei, se fac de 4 grupe. Gratuit acest curs? Toate sunt gratuite, nu există. Era de așteptat să fie. Trebuie să mai spun o dată că toate, era de așteptat să fie. Absolut toate serviciile bibliotecii, indiferent că sunt cele de lectură sau participarea la anumite activități culturale sau ateliere, sunt gratuite. Inclusiv permisul de intrare, este al doilea an, de anul trecut am introdus permisul gratuit pentru toate categoriile. Dacă până anul trecut permisul era gratuit doar pentru elevi și pentru anumite categorii, pensionari, orfani, veterani, din anul trecut noi am introdus permisul gratuit. O facilitate foarte bună. Da, pentru... și bineînțeles că ne-au apucat de dezvoltat serviciile. Acum este... Deja cred că a fost dat drumul la serviciul de rezervări online, dar pentru asta trebuie ca cititorul să-și facă un cont cu permisul de intrare, cu numărul permisului de intrare și cu adresă de e-mail validă pe catalogul nostru electronic, e Bibliofil, și acolo își poate rezerva cartea, asta în cazul în care cartea este în circulație în acel moment. Când revine, el este imediat înștiințat și timp de 2 zile cartea l-așteaptă la sediul bibliotecii sau... Da. Un lucru foarte bine gândit, pentru că nu mai bate un drum două la bibliotecă și așa e... Da, el poate oricum vedea și acum dacă o carte este disponibilă, pentru că este acces liber în catalog electronic. Și o altă parte bună este secțiunea Întreabă bibliotecarul, unde la fel, dacă nu te descurci cu anumite lucruri sau vrei să întrebi orice informații factuale, poți accesa formularul Întreabă bibliotecarul, colegii mei de la biroul DTP redirecționează acel e-mail către departamentul care ar putea rezolva acea cerere și persoana primește răspuns sau este sunată. Ajungem la eficiență. Cred că acesta e cuvântul magic pentru cuvânt reprezentativ pentru bibliotecă. Totuși, ați menționat câteva dintre proiectele pe care le-ați avut anul trecut și de succes, iată. Spuneați că în bună parte din ele le veți continua și în 2018. Absolut, Și... să le luăm pe rând. Avem proiectul Culorile Cărții, care de obicei se referă la partea de artă, e pictură și carte, de obicei îl facem tot cu copiii și, de exemplu, să vă dau un exemplu cum a fost anul trecut, am avut un atelier de ilustrații de carte, susținut de eleve de la absolvente de la secția grafică de la Universitatea Națională de Artă George Enescu, care au citit împreună cu copiii, Ursul Păcălit de Vulpe și după aia au realizat chiar o carte ilustrată cu desenele copiilor care au participat la acest atelier. Este o modalitate de a-i... același proiect l-am făcut și pe partea de origami, în care copiii au creat machete cu povestea citită. Machetele sunt la filiala din frumoasa Ionel Teodoreanu încă. Cum sunt rezultatele la o asemenea provocare? Copiii sunt foarte încântați, evident, când din mânuțele lor reușesc să fac un ufăr sau un cocor sau lucruri pe care și eu le-am învățat, dar le-am uitat. De-aia aceste cursuri trebuie reluate pentru a, nu a învăța, ci a dezvolta mai departe arta împăturirii hârtiei. Trebuie să ai un talent și acolo, că nu... Da, tot prin voluntari, bineînțeles, se desfășoară și acest proiect.
Portativul literelor este un proiect care, așa cum vă spune și titlul, se referă la anumite opere și la fel cărțile care le-au inspirat, care au stat la bază. De obicei încercăm să facem o cultură muzicală prin acest proiect. Am avut și Hora Instrumentelor și noi adaptăm proiectele, activitățile în funcție de sărbătorile care sunt, eu știu, zile, marcăm anumite zile, cum e Hora Unirii, am avut pe parte de portativul literul Hora Unirii, Ziua Europei, mergem pe Beethoven și cu Odă Bucuriei. Apoi mai avem proiectul Intersecții, care este un alt proiect, deja aici vorbim despre bibliotecă și știință, în care avem acele proiecte Natura pentru Sănătatea Ta, Biblioteca Arborilor. Eu aș aminti de unul foarte interesant și da, foarte consacrat, Cămara lui Păstorel. Cămara lui Păstorel, din păcate, este doar în cadrul festivalului Teodorenii și la ultima ediție am avut 82 de participanți. A fost foarte, foarte greu de jurizat. Nu știm, probabil că va trebui să schimbăm la anul cumva, să dureze jurizarea două zile, pentru că este foarte, foarte greu pentru membrii juriului să reușească să facă degustare pentru 80 de produse, 82 de produse din două categorii. Vorbim de dulce și sărat, iar în categoria sărat sunt de fapt și sosuri dulci, iar la categoria dulce avem și compoturi și peltele și gemuri și o variată de produse. Da, a fost foarte bine primit. Între timp, probabil că au aflat, am avut două secțiuni, secțiune de gospodine consacrate și tinere talente, pentru că nu puteam să jurizăm elevi de liceu care concurau de la licee de profil, de altfel, care se pregătesc pentru o carieră în bucătărit, să-i punem să concureze cu gospodine care au 40-50 de ani în spate de experiență. Exact, de bucătărie. E un proiect care a fost demarat la sugestia unor cititoare, de fapt nu este ideea noastră, un grup de cititoare din cartierul Tătăraș, cred. Și cred că a mers. Am zis să încercăm, da, și proiectul, concursul are un mare succes. Din păcate îl facem o singură dată pe an, dar ne-am gândit că probabil că o să mai facem. Am avut o propunere foarte interesantă de la colegiul Ștefănescu, care e un colegiu în care pregătesc specialiștii, da, de un festival al sarmalelor. Și ideea este genială. Câte sarmale se pot face citind o carte. Exact. Citindu-l pe Păstorel până la urmă. Dar foarte multe activități, foarte multe lucruri frumoase care se desfășoară la bibliotecă. Totuși, necesități sunt? Că e o întreagă logistică până la urmă. Nu putem spune că este un lucru ușor pentru noi, pentru colegii mei de la programe culturale să ducă toate aceste proiecte în spate. De aia este, noi mergem foarte mult pe munca în echipă, pentru că doar, după cum știți, un proiect mai are nevoie și un proiect trebuie să știi să conectezi calculator și videoproiector, să știi să umbli și pe internet. Deci bibliotecarul încă o dată își dovedește tasking-ul. Exact. Este greu, dar satisfacțiile sunt pe măsură. Faptul că primim întotdeauna mulțumiri, faptul că oamenii vor în continuare să ne fac propuneri și își doresc și alte activități și vor în continuare să lucreze cu noi, și aici mă refer la cei peste 100 de parteneri pe care i-are biblioteca în momentul de față, și nu vorbesc numai de instituții de învățământ universitar sau preuniversitar, vorbesc de asociații, vorbesc chiar de firme, de societăți comerciale, de chiar și partenerii mei, de a putem să-i punem în această ecuație, pentru că iată, presa din Iași înțelege într-un mod pe care nu fac multe județe să înțeleagă să promoveze cultura și activitățile, nu numai bibliotecii, ci a tuturor activităților din Iași. Obiective pe 2018? Da, obiectivele. Cu obiectivele astea vine în cap un proverb, o zicală, care spune că dacă faci pe Dumnezeu să râd, atunci fă-ți planuri. Spune-i planurile tale.
Obiectivele noastre în ultimii 5 ani au fost de a recupera cititorii pe care i-am pierdut prin desele noastre mutări din Palatul Culturii din perioada când ne-am mutat la Moldomobila și apoi am venit în galeriile comerciale, care de bine de rău este un spațiu care este agreat de toată lumea. Cred că cei mai nemulțumiți de aici, cred că suntem noi angajații, că am vrea un spațiu dedicat. Dar din partea cititorului ei se simt foarte bine. Condițiile sunt condiții ca în orice în altă parte. Căldură, lumină, răcoare, vara, internet, avem hotspot-ul care funcționează, un spațiu de lectură foarte potrivit pentru ei, liniște, locurile nu sunt suficiente, dacă vă gândiți bine, este și perioada sesiunii, dar ăsta este un lucru care se întâmplă cam pe tot parcursul anului. La 9 dimineața se deschide biblioteca, la ora 11 nu mai găsiți niciun loc în sala de lectură. Ar fi absurd să ne gândim că să ne propunem o dublare a numărului de cititori. Nu putem dilata sala de lectură, clar. Tot 90 de locuri vor rămâne. Dar vom încerca să dezvoltăm alte servicii. Ne-am propus ca anul acesta, de exemplu, toată baza de date, toate cărțile care, dinainte de 90, pentru că cele de 90, clar, se regăsesc în catalog electronic, să terminăm de introdus absolut toată baza de date în toate titlurile, să poată fi regăsite în catalogul electronic. Un alt obiectiv ar fi să reușim să ducem mai departe proiectele pe care le-am făcut anii trecuți. În acest an, fiind centenarul Marii Uniri, evident că o parte dintre ele vor fi adaptate, deși până la, eu știu, aprobarea acelui proiect al dedicat centenarului, vom face proiectele care le avem consacrate deja. Ce v-ați spus colegii noștri, aici? Evident că toate sărbătorile le vom adapta, cum a fost și cazul proiectelor, activităților pe care le-am avut pe 24 ianuarie. Vom mai avea pe 28 martie, atunci când a fost unirea Basarabiei cu Moldova. Aici vorbesc de proiectele pentru public, dar vom avea foarte multe proiecte de cercetare. S-au început deja un catalog al, eu știu, scriitorilor de acum 100 de ani, un catalog al presii de acum 100 de ani. Se va axa foarte mult pe partea de cercetare. Vom încerca să scoatem, de fapt, cărțile care nu sunt, eu știu, partea necunoscută a bibliotecii, care în momentul de față nu și nici nu o să fie vreodată la dispoziția cititorului. Foarte multe lucruri frumoase. Noi vă urăm spor la treabă, să reușiți să le duceți pe toate la un final frumos și vă mai așteptăm aici la invitatul zilei și cu alte subiecte. Vă mulțumim tare mult! Doamnelor și domnilor, aici punem punct jurnalului nostru. Eu sunt Florina Stângace, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o seară frumoasă în continuare. Weekend liniștit să aveți! Coafiura prezentatoarei a fost realizată de Salon Utopia.